Atunci când mă întrebați cum să vă depășiți un platou pe care l-ați atins în afaceri sau în viața personală, uneori vă puneți întrebarea, poate ar fi momentul să îmi iau un coach sau o sesiune de coaching. Pentru a afla răspunsul dacă a venit momentul pentru așa ceva și la ce v-ar folosi în afaceri, în viața personală sau în sistemul de educație până la urmă, avem alături de noi pe doamna Mioara Soldan, business coach. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce poate schimba un coach în viața unui antreprenor sau unui angajat care simte că a atins un platou și vrea să treacă la nivelul următor și nu știe cum? Ce poate schimba un coach? Eu aș zice ce poate schimba procesul de coaching. Ok. În sensul în care schimbarea nu o face omul, eu, coachul, o face procesul în sine. Acum probabil că ar fi de folos să definim un pic, foarte, foarte pe scurt, ce presupune acest proces. Procesul se poate face individual cu o persoană, un antreprenor sau nu, o persoană, sau putem să-l facem colectiv, cu o echipă. Procesul în sine are la bază un dialog și mai are la bază parteneriatul. Este un proces în care suntem parteneri de la egal la egal și nu există o ierarhie în tot acest proces. Scopul procesului este întotdeauna, al procesului de coaching, este obținerea de rezultate. Concret, dacă ai un proces de coaching, ai lucrat cu un coach și nu ai rezultate măsurabile, aș zice că ai făcut altceva decât coaching. Cam ce tip de rezultate măsurabile puteți obține dumneavoastră când stabiliți obiective cu cei care vin la sesiuni de coaching? Cam ce tip de rezultate setați? Dacă ne-am îndreptat atenția către antreprenoriat, haideți să ne uităm un pic aici. De exemplu, o creștere a cifrei de afaceri cu un procent pe care clientul meu îl stabilește. De exemplu, 50% într-un timp dat. Sau o problemă, aș zice, des întâlnită, un subiect, da? Dacă nu vrem să o primim ca problemă, este formarea de echipe funcționale. În organizațiile mai mari sau mai mici se constată că oamenii nu lucrează împreună și este văzut ca un obstacol în creșterea firmei. Până la urmă, dacă ne uităm un pic, socialul ăsta face parte din viața de zi cu zi și nu putem să construim nimic fără relațiile interumane. Deci asta e o problemă constantă. Dacă vreți conflicte, vă stă ca și conflicte în interiorul unei organizații și ce rezolv prin intermediul unui proces de coaching este echipă performantă, creșterea cifrei de afaceri, randament, un return on investment diferit de ce ai avut până acum. Asta, să zic că sunt lucrurile care interesează orice antreprenor. Până la urmă, că realizăm acest lucru profund sau nu, la baza oricărei afaceri sau succesului în afaceri stau relațiile interumane și tipul de relații pe care reușești să le stabilești și cu cine reușești să le stabilești. De multe ori ne dorim acel client foarte mare cu care să facem o mega tranzacție și să ne ia toate grijile de pe cap. Dar nu reușim să ajungem la clientul ăla sau nu reușim să concretizăm în viața noastră din anumite motive și ne găsim diverse justificări. Ajută procesul de coaching să depășim să îmbunătățim relațiile interumane în așa fel încât să ne atingem aceste obiective pe care le-ați punctat? Da, o să iau un pic din altă direcție. Procesul de coaching poate să fie făcut într-un fel, eu l-aș denumi un pic mai la suprafață, în sensul în care, și aș merge pe un exemplu concret ca să fie mai clar, da? Există unul dintre primii oameni care au scris despre coaching, Timothy Galloway îl cheamă pe el și a plecat din sport toată povestea asta. El a zis-o pe scurt. Există două mari arene pe care noi jucăm. Ne jucăm în viața asta. Arena externă, adică obstacolele externe, și ce ați spus dumneavoastră acum, aș privi ca pe un obstacol extern. Clienții mari, profitabilitatea, echipa, sunt lucruri din exterior. Și există obstacolele interne. Obstacole interne de tip frică, lipsă de încredere de sine și așa mai departe. Felul în care relaționăm, mă întorc la întrebarea dumneavoastră, felul în care relaționăm acoperă ambele arene, obstacolele externe și obstacolele interne, dacă vreți. Pentru că
privind lumea, privind totul ca sistem, și este modul în care eu fac coaching, coachingul sistemic, înseamnă că mă uit pe de-o parte la persoana cu care stau de vorbă, îl înțeleg pe el ca atare, dar mă uit la tot ce e în jur. Înțeleg din asta felul în care el se poziționează în relații, în interacțiunea dintre noi. Pot să mă uit din prima secundă dintre noi doi sau din un client când vine la mine, unde se poziționează ierarhic, poate să se poziționeze deasupra mea, poate să se poziționeze la egalitate cu mine. Asta mi-arată un mod de a fi din viața de zi cu zi. Poate să se poziționeze și sub și să lucrez ca o autoritate superioară. Exact. Dinamica asta a relațiilor este, de fapt, cred eu, cel mai mare beneficiu pe care poți să-l ai din procesul de coaching. Și când spun dinamica relațiilor, este că pot să am o echipă de 10 performeri. Iau, hai să mergem pe un exemplu cunoscut. Ronaldo, Messi, Neymar și încă... Nu pot încă... să cred că îmi dați exemple din fotbal, eu nu cunosc acești fotbaliști. E în regulă, sunt niște fotbaliști buni. Îi luăm pe toți și îi punem într-o echipă. Ei sunt foarte buni individual. Echipa nu înseamnă că va funcționa. Și de asta spun de privirea de ansamblu și de sistem. Un antreprenor care și-a format o echipă și și-a adus cei mai... buni performeri cu MBA-uri și alte lucruri de genul ăsta și în momentul în care iară acolo nu se uită la relațiile, la interfețe, dacă vreți, interfețele dintre ei, nu va avea o echipă performantă. E una dintre probleme majore pe care eu cred că prin coaching o rezolv cu foarte mult succes. Să vă întreb despre obiecții pe care oamenii poate o formulează în mod obiectiv sau poate nu o formulează, dar reprezintă o barieră în accesa un coach. Dom'le, omul ăsta poate are o pregătire în psihologie sau o pregătire profesională în psihologie sau în zona asta de psihoterapie, dezvoltare personală și așa mai departe, ok? Dar nu știe nimic despre afacerea mea, n-a făcut afaceri de milioane pe care vreau să le fac eu. Ce mă poate învăța pe mine o persoană care n-are experiență directă antreprenorială în general, la scară mare și în particular în domeniul meu, nu știu, matrițe și scule? Drumuri și pod. E o întrebare, într-adevăr, e o obiecție constantă și e o întrebare foarte bună. Eu nu vreau să învăț pe nimeni nimic. Eu vreau ca omul să învețe, să se învețe singur. Și vă dau un exemplu, cred că e cel mai de folos. Intru într-o firmă, într-o organizație, da, hai să pornim de la asta, indiferent de mărimea ei, ea este o organizație. Așa cum familia este organizația de bază, da? Eu intru acolo. Prima interacțiune cu clientul meu poate să fi fost la telefon, prin e-mail sau când mă duc prima dată acolo. Și observ niște lucruri. De exemplu, observ o economie la hârtie sau o hârtie foarte scumpă, lucruri pe care le vezi de cum ai intrat. Observ multe lumini aprinse, observ o mașină cu o parcare cu multe mașini de firmă high class, marca, da? Și sunt lucruri pe care eu le observ din momentul în care am intrat. Înțeleg unde se poziționează firma. Dacă persoana respectivă își dorește o creștere a rentabilității, este foarte probabil să se uite, așa cum facem cu toții, doar la vânzări. La departamentul vânzări. Acolo, domnule, se întâmplă tot. Ce observ eu este ceea ce tu, ca expert în IT, e puțin probabil să observi. Problema, de fapt, este la procese, nu la oameni. Nu știu cât de transparent e ceea ce spun acum. Ne purtăm într-un anumit fel tot timpul. Și problema reală nu este lipsa de expertiză. Eu nu am nevoie să fiu expert în IT, pentru că este omul din fața mea expert în IT. Am nevoie să văd ceea ce el nu vede. Adică, pe exemplu ăsta, unde se pierd lucruri, unde există consum foarte mare, cum te eu zic așa, ți-ai angajat un super expert și te-ai poziționat din start foarte de sus că e firma ta, tu ești owner și ești șeful aici. Întrebarea e când impui, da, că tu ce o să faci? O să impui omului respectiv niște direcții. Întrebarea e dacă impui... Pentru că tu ești la nivelul tău de competență. Bravo! Despre asta e vorba. Nu-ți mai angajezi un mega expert dacă tot ce vrei să facă este ceea ce gândești tu să facă. Cumva coaching-ul asta relevă faptul că nu ascultăm, dacă vreți, ne ascultăm pe ceilalți, nu ne dăm voie să găsim paradigme noi și atunci procesele, uitați-vă la orice firmă care s-a înființat acum 50 de ani, veți vedea că în cultura organizațională s-a păstrat istoria fondatorului. Dacă nu se face o schimbare reală de cultură organizațională, și când spun cultură organizațională, hai să înțelegem structura de personalitate a firmei, ea va păstra tot timpul fondatorul.
fondatorul care a venit cu niște tipare. Procesele astea sunt repetitive zeci de ani, atâta timp cât nu se face o schimbare conștientă. Și că am ajuns la punctul conștient, asta este esența, de fapt, în coaching. Conștientizare, responsabilitate și privirea asta de ansamblu, a sistemului întreg, nu a individului singur, că nu trăim singuri, trăim... Orice persoană, teoretic, prin coaching se poate autodepăși, își poate atinge un alt nivel de performanță. Cam la ce nivel de performanță pot ajunge oamenii fără un coach? Mă gândesc și în domeniul sportiv, am cunoscut personal pe Gabriela Sabo și soțul ei, Jolt Gheorghe, și care a început ca antrenor al ei. Și spunea Gabriela că fără un antrenor care să fie și destul de, în cazul sportivilor, destul de tough cu tine, nu reușești să te duci în zona aia de supra-performer. Mulțumești cu nu pui acel extra push la care te pune antrenorul. Cum e în zona de coaching și cam la ce nivel am putea noi să performăm? Că poate nici nu ne dăm seama. Noi zicem, doamne, dau 100%. Dăm 100% fără un coach? Asta e primul lucru pe care e important să-l înțelegem, că avem senzația că știm despre noi lucruri și nu prea știm. Adică e actul de conștientizare, să înțeleg eu care sunt limitele mele autoimpuse. Prima dată asta văd. Păi ce fac în fiecare zi la fel și ajung în același punct? Că ajung în... că e o relație de cuplu, că e o relație de business. Fac ce fac și ajung în același punct. Ce fac de ajung în același punct? Ăsta e nivelul de conștientizare. Și din păcate, din fericire, creierul nostru așa e construit, să aibă niște blind spot-uri. Sunt unghiurile astea moarte pe care nu reușim să ne le vedem singuri. Și atunci cineva din exterior, un coach, poate să te acompanieze în proces ca să le vezi. Prin procesul în sine n-are rost să vi-l explic. E foarte mult, se bazează pe privirea asta sistemică și, și de oglindire. Eu cred că oamenii au capacități nelimitate. Cred că pot descoperi despre ei înșiși, fără să fie acompaniați de un coach, foarte mult din propriul lor potențial. Ce cred că face coaching-ul foarte bine este, în primul rând, să scurteze procesele. Adică un lucru pe care poate tu, în mod normal, îl vei descoperi la tine în 6 ani, în coaching poți să-l descoperi într-un an. Un business care stă, cumva știe, dau exemplu din business, că am pornit în direcția asta, știe că într-un an, în ritmul în care merge, își dă seama că într-un an ajunge la colaps, prin coaching tu îi spui, ok, ce ai de făcut în 3 luni ca să eviți situația asta, și lucrurile se întâmplă în 3 luni. Deci scurtează foarte mult procese, dincolo de partea de conștientizare, adică, mă rog, partea de conștientizare e parte din proces. Cred că da, te ajută să depășești limite. Acum nu pot să zic procentual cât. Până la urmă, limita e... Haideți să vorbim despre niște studii de caz, niște exemple, fără să dăm nume, doar ca situație. De clienți care au venit la dumneavoastră cu anumite obiective și le-au realizat sau poate chiar le-au și depășit. Ce tip de obiective? Puteți să ne dați cazul, le dați niște situații? Hai să mergem pe, nu știu, mă gândesc 3 direcții acum. Cel mai frecvent de fapt nu știu dacă cel mai frecvent, n-am făcut o statistică, sunt oamenii care vin exact cu creșterea cifrei de afaceri. Adică, cum ați început noastră emisiunea, observă starea de platou, adică sunt oameni care au, să zicem, un business mic, da? Mic și mijlociu. Și ei au lucrat o perioadă în zona asta, undeva la 2 ani, am în minte acum pe cineva care era în piață de, cred că, 2-3 ani, a mers și am ajuns la un nivel și din punctul ăsta nu mai știu ce am de făcut ca să cresc. Și problema nu e în general că oamenii nu mai cresc, este că noi, stagnarea asta e iluzorie, se duc în jos, de fapt. Asta e un lucru concret cu care lucrez destul de des. Creșterea cifrei de afaceri este ceea ce vine omul să-mi spună mie. Procesul în sine nu are în spate asta. Asta e rezultatul pe care îl vrea clientul. Întrebarea pe care eu o pun în mod firesc aici este, ok, și cum te-ai gândit să faci asta? S-ar putea să aibă multe răspunsuri. Și ce se întâmplă dacă tot știi ce ai de făcut? De ce n-ai făcut până acum? Și abia atunci începe procesul. Asta e un aspect. Apoi, frecvent în zona de antreprenoriat,
formarea de echipe. Organizațiile ceva mai mari de data asta au departamente, da? Și problema care se ridică e denumită în zona corporate silo thinking, gândirea asta în silozuri. Adică logistica nu lucrează cu achizițiile, nu cooperează sunt între stat, ei. Sunt stat, fiecare decide pe bucata lui, fiecare vrea să fie mai șef decât alții. Exact. Ce faci aici? Vă spun și aici care e. Atâta timp cât în echipe există acest lucru, sistemic vorbind, da? Există vârful care declanșează asta. Și atunci, dacă echipele nu lucrează între ele, prima mea întrebare este cum lucrează managerii acestor echipe între ei. Și lucrez acolo. Deci, prima dată mă duc acolo. Dar important să vezi sistemul de sus până jos. Adică, managerii lor e ca acasă. Tot timpul e important să vă în minte ce se întâmplă acasă. Cum șeful meu are o legătură cu tatăl meu. Cum felul în care mă subordonez sau nu șefului meu are o legătură cu tatăl meu. Se spune că în organizații HR-ul reprezintă, dacă vreți, mama și operaționalul reprezintă tatăl. E important să deschidem un pic ochii în zona asta, pentru că tot ce construim până la urmă are la bază celula asta, familia. Bun, deci formare de echipe, conflicte interne. Conflicte interne înseamnă, dacă vreți să o zic pe scurt, lupta pentru teritorialitate. O vedeți foarte frumos și în politică, na? E peste tot. Este și acasă, acasă la noi, în familiile noastre, este și în orice firmă pe care am construit-o. Cineva se luptă pentru un anumit teritoriu mai mic sau mai mare și asta cumva nu e foarte vizibil, pentru că e ceea ce se întâmplă de ani în locurile respective. Apropo, o să vă întreb o chestie. Apropo de teritorialitate, dar și de autoritate. Uh-huh. Oamenii au nevoie de autoritate, de șefi pentru a fi conduși? Cu alte cuvinte, pot funcționa și funcționează cu succes și companii în care conducerea este democratică și în care nimeni nu este neapărat șef? Aceasta adică este... în zona de antreprenori. Poate un antreprenor are o idee bună, poate este bun în ceea ce face, dar nu știe neapărat să fie șef, nu l-a învățat nimeni, poate nici nu are ca personalitate zona asta și cumva nu își impune, să spunem, o autoritate asupra angajaților sau colaboratorilor. O să vă zic care este văzută în prezent, considerată, să zicem, cultura organizațională ideală. Este cultura delegativă. Delegativul înseamnă cam ce vorbim noi acum, doar că are la bază o idee. Ideea de bază este să crezi un mediu, un spațiu, acolo unde e organizația ta, de creștere pentru ceilalți, în care regula numărul 1 este să accepți și să încurajezi greșeala. Deci, hai să plecăm de la premisa asta, dar cultura delegativă înseamnă construiesc o rețea. Rețeaua nu este ierarhică. Deci oamenii nu au nevoie de autoritate. Doar că aproape că cred că în momentul ăsta multe dintre noi ne este imposibil să vizualizăm chestia asta. Se întâmplă în schimb la copiii noștri care își creează rețele și nu există șefi. Și dacă vă uitați la ei, ei au un model extraordinar. Nimeni nu e șef pentru că fiecare este responsabil 100% de cum funcționează sistemul. Rețeaua lor, da? Și atunci, mergând mai departe, dacă fiecare dintre oamenii pe care îi aduc în echipa mea este responsabil 100% de tot sistemul, și ăsta e procesul de coaching, să înveți omul să fie responsabil, să-i arăți ce înseamnă responsabilitatea, atunci tu nu ai nevoie de autoritate. Ai nevoie, în schimb, de o înțelegere foarte clară a regulilor. Adică există niște proceduri. Toți urmăm aceleași proceduri. Dacă asta e bine stabilită și este un deficit mare în cultura românească, partea asta de contractare, da? Avem un cadru clar în care funcționăm toți. Stabilim niște limite valabile pentru toată lumea. În momentul în care aceste lucruri sunt clare, nu ai nevoie să vină nimeni să dea cu biciul sau să pună pedepsele. Nu funcționează pedepsele, în opinia mea, și văzută cultura asta a fricii și a vinei, aș zice că nu e tocmai cea mai performantă. Cum alegi un coach? E un coach potrivit? Adică contează foarte mult chimia pe care o ai cu coachul sau potrivirea de un anumit fel? Eu vă spun cum mi-aș alege eu un coach. M-aș uita... Da, pentru mine este important să văd că are niște formări în coaching. Chiar așa, fiecare coach are și el un coach? Fiecare coach are un coach și mai are și un supervisor. Supervisorul este acea persoană care se uită la felul în care tu lucrezi și
cât de mult poți să îmbunătățești procesul în permanență. Eu lucrez cu supervizor în permanență și orice coach profesionist, în opinia mea, ar trebui să facă asta. Dar ne întoarcem la întrebarea inițială. Cum v-ați alege dumneavoastră coach? Eu m-aș uita, în primul rând, să, adică m-aș asigura că are formările speciale, formări specifice. Există formare în coaching și, din păcate, în momentul de față, cred că n-aș vrea să greșesc, dar cred că peste 70% dintre oamenii care poartă acest titlu pe cartea de vizită nu au o formare în coaching. Formarea în coaching este un proces, hai să zicem, de lungă durată. Nu e de două zile, e de undeva de minim 6 luni. Nu minim, în funcție de cum își construiește fiecare școală. Poate să fie de 4 luni, poate să fie 6 luni. Este considerat o formare de lungă durată. Sunt 360 de ore pe care tu trebuie să le faci conform standardelor. Deci, pe de parte, m-aș asigura care are asta. Și când spun că are o formare în coaching, m-aș uita un pic care e instituția, care e școala, care e programul care l-a format, cine este omul care l-a format și ce calificări are omul care l-a format. Există niște standarde internaționale. Profesia asta este bine reglementată la nivel internațional și dacă te uiți doar atât, ok, care sunt standardele? Federația Internațională de Coaching, el e Golden Standard. Da? Plecăm de la asta. Mă uit, omul din fața mea respectă standardele și etica impusă de o federație internațională și atunci eu am încredere. Aș pleca de la asta, adică formare clară și respectarea, asumarea, da? Standardelor și a eticii, a codului de etică a unui coach profesionist. Da, chimia despre care mă întrebați, un coach profesionist aș zice că rare ori, îi se întâmplă rare ori să nu creeze relație cu omul care vrea să lucreze cu el. Motivele pot fi altele, dar a crea relație și spațiu de lucru împreună cu clientul este cumva în sarcina coachului, adică e ceea ce el învață să facă și teoretic face bine dacă este un coach profesionist. Aveți și niște proiecte în educație și aș vrea pe ultimele minute din această parte dedicată coachingului să ne spuneți ce înseamnă coachingul în educație și ce tip de proiecte derulați dumneavoastră. Educația, eu aș spune că e proiectul drag inimii mele. Eu am activat destul de mult în zona de business, încă o fac, dar la capăt de linie, la nivel de viziune, este introducerea, pentru mine, este introducerea coachingului în școli, în educație. Și cumva asta este misiunea pe care noi, Școala Pleiade, ne-am asumat-o, pornind de la cadrele didactice. Și acum, de exemplu, am oferit în cadrul școlii formarea în coaching unor profesori. Proiectul, hai să zic că e pe partea aceasta, e destul de la început, pentru că și noi a trebuit să ajungem la un anumit nivel să ne permitem să oferim gratuit. E un lucru pe care vrem să-l facem și atunci aducem treptat în fiecare grupă în care noi formăm coach, aducem cadre didactice. Etapa următoare, și am început să lucrez și în zona aceasta, chiar în vara aceasta am avut două proiecte, este lucru direct cu adolescenții. Adolescenții care în perioada liceului se îndreaptă către o profesie. Ați alege profesia într-un fel în care tu decizi, pentru că înțelegi, e diferit de a alege o profesie către care mă orientează mama, tata, domnul profesor. Ori coachingul ăsta, asta poate să fie aur curat pentru liceeni. Să le dea o ghidare, de fapt, mult spus ghidare. Tu ești împreună cu ei și ei descoperă despre ei unde ar vrea să funcționeze în următorii 10 ani, 20 sau... Sau poate nu, dar măcar știu ce facultate li se potrivește acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în Business Matinal. Domnilor și domnilor, a fost doamna Miora Soldan, business coach. Trecem la un insight pe care Octavian Bădescu, antreprenor, ne-l dă despre cum se face o investiție imobiliară. Domnul Octavian. În principal, trebuie avut în vedere ca valoarea să fie mai mare decât prețul plătit. Pentru că prețul e ceea ce plătești, valoarea e ceea ce primești și trebuie să ai în vedere acest lucru. Când ne uităm la valoare, trebuie să ne uităm la câteva aspecte de genul valoare de înlocuire, trebuie să ne gândim la randament investițional,
Și sigur, ca să comparăm dacă prețul este bun, facem și o analiză comparativă de piață, la ce prețuri se tranzacționează, nu se cer, proprietăți similare în aceeași perioadă de timp. Din nou, când mă uit la valoare, în primul rând mă uit la locație, după aceea mă mai uit la arhitectura interioară, la intrarea în locație, că e apartament, că e bloc, mă mai uit la vedere, de pe balcon, de pe terasă. Te uiți la chestiuni de genul ăsta care țin de fundamente, intrarea în bloc, vederea, arhitectura interioară și, bineînțeles, locația apartamentului. Sigur, aici mai pot intra în calcul factori ca numărul de vecini, înălțimea camerelor și așa mai departe, pentru că nu ne uităm doar la metri pătrați, o proprietate are metri cubi, nu metri pătrați, și atunci trebuie să ai în vedere toate aceste aspecte, toate aceste criterii. Important este că dacă ai o locație foarte bună, cu proximități, cu parc, cu școală, cu spital, cu magazine, cu... atunci evident că acolo e o valoare care se va menține, pentru că lumea este în centrul evenimentelor. Se duce în centru vechi, se duce, coboară la metrou, face 5 minute până la școală și așa mai departe, la magazin coboară și are la parter, și atunci e clar, acolo e o valoare. Acolo se va putea închiria mereu și dacă chiria obținută îți dă un randament poate de 8%, de 9%, e clar că prețul este unul foarte bun. Ne-am întors în Business Matinal și, așa cum am obișnuit în fiecare dimineață, facem un mix de sfaturi de business și de sfaturi de viață și mai ales de sfaturi de sănătate. Și astăzi începem și cu o problemă cu care ne-am confruntat, să ne confruntăm fiecare dintre noi ca adulți, dar și mai ales dacă avem și copii. Ce facem când ne cade un dinte? Mie mi s-a întâmplat, de exemplu, să mănânc la un moment dat o măslină, să mușc un sâmbure de măslină și să mă trezesc fără un dinte în față. Alături de mine, Raluca Șeitan, stomatolog. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, Alexandru! Șoc și glas, am rămas fără dinții din față. That's the point. Da, da, într-adevăr, dacă pierzi un dinte din față, este o urgență. Big, este o alarmă. Big. Da, așa este. Se poate întâmpla să pierzi un dinte din față și, cum spuneam, trebuie să mergi repede la medicul stomatolog. Poți să pierzi un dinte din zona laterală și ți se pare că poți să mai aștepți, dar nici acolo nu poate fi situația prea lejeră. Da, ce facem? L-ai pierdut într-un sâmbure de măslină, poate că un sportiv îl pierde în cadrul unui antrenament sau chiar la poate un... ai o ceartă cu soția și ți-a aplicat unul tăcut. Nu știu, sau așa, n-am întâlnit cazuri din astea, dar dacă ai citit un literatura de specialitate despre așa ceva, dar poate... Uite, spun un banc. La un moment dat, și că face SRI-ul interviuri de angajare. Și testul final este, îi se dă unii, doi bărbați și o femeie. Îi se dă primul bărbat un pistol, îi spune, dincolo este nevastă, dar trebuie să te duci să o împuști. Să întoarce la domne, nu pot, nu știu ce. Să nu, cred că îi spune, cred că chiar se referă la asta. Să duce al doilea, domne, nu pot, nu știu ce. Să duce femeia, încep să audă niște pornete, bușituri, nu știu ce. Ies afară, fiață ai naibii, mi-ați dat pistolul cu gloanțe mari, mai trebuie să-l mă cu scaunul. Deci se poate și cu percutul. Da, bun, deci dacă revenim, dacă am pierdut un dinte din față, este o urgență și atunci trebuie să rezolvăm situația destul de rapid, pentru că nimănui nu i-ar plăcea să fie dentat pe zona frontală, cum o numim noi. Și atunci trebuie să găsim o soluție destul de rapidă. În cazul în care este vorba despre un singur dinte, poate că soluția ideală este un implant pe zona respectivă, pe care să-l încărcăm imediat, adică să putem pune o coroană provizorie, astfel încât să pacientul să poată ieși în lume, să meargă la serviciu. Un fel de mască sau o chestie? Coroană provizorie, da, este o mască pe care o punem direct pe bontul protetic, adică o piesă care se inseră în interiorul implantului.
și uite așa pacientul poate pleca cu toți dinții în cu aparența de toți dinții. Da, chiar aparență, pentru că nu, mă rog, va avea niște contraindicații, nu poate să muște pe el, dar din punct de vedere estetic situația este rezolvată. Practic și funcțional, pentru că, ok, îl protejează, dar face parte din aliniamentul dinților. Dacă vorbim despre zona laterală, aici aș vrea să fac o paranteză, pentru că, în mod cert, frontul este o urgență, dar pe zona laterală sunt pacienți care își imaginează că un dinte pierdut dintr-o suită de 32 de dinți poate că nu reprezintă neapărat o urgență. Dar îți mărturisesc că lucrurile nu pot sta chiar așa. E un păcat că ai pierdut chiar și un dinte, pentru că repercursiunile pot fi de mai multe feluri, respectiv dinții de lângă pot să migreze, dintele antagonist poate să migreze și atunci situațiile, rezolvarea, soluțiile pot fi complexe. Se schimbă tensiunile în gură, absolut. Și asta are efecte asupra tuturor celorlalți dinți. Și nu numai, deci am aflat că are efecte asupra posturii, asupra coloanei, asupra orice, felul în care călcăm. Absolut, absolut, da. E chestiunea asta cu ocluzia, adică cu mușcătura dinților de sus în raport cu cei de jos, este o specialitate în sine și este o problemă extrem de importantă, pentru că se repercută asupra articulațiilor, în consecință asupra posturii, cum spui, a modului de trai, de zi cu zi, pentru că dacă te doare articulația, te doare capul, te doare spatele, nu poți să funcționezi la cote maxime. În consecință, mesajul este că un dinte pierdut reprezintă o problemă. Intenția mea este să încurajez pacienții să nu aștepte și următorul dinte să-l piardă, pentru că, așa cum știi de la celelalte discuții pe care le-am avut, încurajez foarte mult prevenția și de aceea ideal este să nu pierdeți niciun dinte, dar dacă deja s-a întâmplat cu unul, să găsim soluții pentru problema asta. Și în cazul dinților este valabil ca în cazul bărbaților. Cum poți să schimbi un bărbat cu altul, așa și la dinți? Odată ce s-a căzut. Știu, am aprofundat doar tema dinților. Ok, mai fac glumițe la matinal, ca Luca, sper să mă iert. Da, nu, e ok, mă amuză foarte tare, dar îți vorbesc despre ce știu în consecință, să-ți povestesc cum facem cu dintele. Deci, soluția ideală în cazul pierderii unui dinte este probabil soluția implantului, pentru că este varianta în care nu te atingi de dintele din stânga, dintele din dreapta. Bineînțeles că soluția punților există în continuare. Dar trebuie să pilești alți dinți. Exact, cel puțin un dinte din față și un dinte din spate, pentru că asta înseamnă o punte, înseamnă doi stâlpi și un dinte fals în dreptul. Care sunt avantajele și dezavantajele celor două soluții? Ok, ți le spun de îndată. În principiu, dacă dinții vecini sunt integri, adică nu s-a intrat pe ei, nu au plombe, nu au tratamente de canal, e păcat să invadezi dintele respectiv printr-o șlefuire, printr-un tratament de canal, astfel încât să-i pregătești pentru o punte. De aceea, varianta optimă. Și șlefuirea e destul de agresivă totuși, păi adică iei din smalț, iei din dentină, astfel încât coroanele respective ce formează puntea să se poată integra în contextul celorlalți dinți, atât pe partea pe care lucrez, cât și pe zona pe care muști. Deci varianta punții nu stă în picioare decât dacă dinții stânga-dreapta sunt deja tratați. Dacă soluția unui implant este destul de complicată, mă gândesc aici la varianta în care, spre exemplu, la partea de sus, lateral, în dreptul dintelui ce lipsește, avem un sinus maxilar care este destul de coborât și atunci cantitatea osoasă nu este suficientă unui implant. Evident că există soluții, dar dacă e destul de complicat și de complex și deja ceilalți dinți sunt afectați, bun, putem avea soluția unei punți. Sau pe partea de mandibulă, dacă nervul mandibular este prea aproape de zona în care ai putea să-ți imaginezi un implant.
Dar dacă nu suntem în condițiile astea, bineînțeles că discutăm și despre vârsta pacientului, discutăm și despre problemele generale de sănătate, sunt alți factori care nu țin numai de cavitatea bucală, pe care trebuie să-i luăm în considerare când alegem soluția pentru cazul respectiv. Dar dacă vorbim despre cazul ideal, în care pacientul a pierdut un dinte, fie din motive de carie, fie într-un eșec al tratamentului de canal, sau chiar... Aici aș vrea să fac o paranteză. Nu știu dacă foarte mulți pacienți știu că dinții tratați pe canal, dinții fără nervi, sunt dinți de vital și sunt casanți. Și alegerea... Uite, eu nu știam lucrul ăsta. Da, și în general se sparg. Dacă raportul între cât dinte mai ai versus câtă plombă ai este în detrimentul dintelui, cu siguranță la un moment dat se vor sparge. Și de aceea este bine să fie protejați printr-o coroană. Fracturile dentare sunt unul dintre cauzele principale ale pierderilor dinților. De aceea vă recomand, dacă aveți dinți fără nervi, e mai bine să-i protejați cu o coroană înainte de a ajunge la o fractură, o posibilă fractură. Bun, revenind la soluția tratării unei edentații de dentare, poate că varianta optimă ar fi un implant, un implant pe care să-l poziționezi exact pe zona dintelui ce lipsește. Acum, nu știu dacă tu știi ce înseamnă un implant și ce trece ție prin cap când îți spun că poți să pui un implant, știi? Păi știu că se pune un șurubel așa, în os. Așa, este practic un șurub care înlocuiește partea de rădăcină, care se pune în momentul operator și se închide gingia peste el. Se așteaptă... Partea care mă stresează până cel mai tare e aia cu luarea de amprente, cu acea pastă care se modelează. Cumva. Și de ce te stresează? Păi nu știu, tot am să zic cu ea asta. Da, nu cred, pentru că eu cel puțin iau amprentă într-un suport care este adaptat pe arcada pacientului, adică cer de la laborator să-mi trimită lingură individuală, se numește. Deci o chestie foarte personalizată. Exact, pe care o folosesc numai pentru pacientul respectiv, ca să pot să amprentez, tocmai ca să nu fie ceva standard care să-ți umple toată cavitatea bucală cu material de amprentă și cu dimensiunile în sine mari ale lingurii. Deci, ai zis bine, într-adevăr, implantul este acel șurub pe care îl integrezi în os și pe care îl lași funcție de caz, dar într-o medie de 4 luni, ca să se osteointegreze. Această osteointegrare este practic împrietenirea șurubului cu propriul os. După 4 luni, implantul respectiv este gata de a fi protezat, adică să primească coroana. Coroana care se va așeza pe o piesă care se numește bond și care face parte din categoria implantului. În momentul în care ai ales tipul de implant, îți asumi și bontul respectiv, care este de fapt o piesă ce se înșurubează în acest șurub și pe care se va sprijini... Deci un șurub în șurub? Exact, pe care se va sprijini coroana respectivă. Și iată că situația este rezolvată pe termen lung. Implanturile au o viață de 10-15 ani, poate și mai mult, dar depinde foarte tare de cât de des faci igienizările, cât de des faci o radiografie de control și așa mai departe. Da. Ce probleme pot să apară de la un implant? Depinde de tipul de implant foarte mult sau mai mult de persoana respectivă, de igiena ei, de, nu știu, de structura ei? Înțeleg întrebarea. Tipurile de probleme ce pot apărea în cazul unui implant sunt de mai multe naturi. Respectiv, într-adevăr, contează calitatea implantului. Pentru că acum pe piață, dacă dai un Google, vei găsi o suită întreagă de implanturi. Primul rând e șocantă plaja de prețuri. Absolut, înțeleg și așa este. Și mie mi-ar fi greu să aleg dacă nu aș fi în branșă. În principiu, recomand pacienților mei să aleagă un implant foarte bun versus o coroană mai scumpă, pentru că un implant este o piesă care se integrează în osul respectiv și odată integrat acolo va rămâne. Nu este atât de ușor șanjabil precum o coroană. De aceea, când spun un implant bun, spun un implant care are o vechime pe piață de 10 de ani. Sunt firme care au produs implantele
implanturile respective de 20-30 de ani pe care le-au studiat foarte bine. Și le-au îmbunătățit. Le-au îmbunătățit atât din punct de vedere al compoziției chimice, cât și din punct de vedere al structurii, al dimensiunilor, conicității și așa mai departe. Și de aceea implanturile respective au o durată de viață mult mai lungă față de implanturile care sunt mai, mai tinere. Pe de o parte, pe de altă parte... Să spune că sunt implanturi de piața chineză, nu știu dacă e veridic sau nu. Am auzit și eu. Nu folosesc niciodată așa ceva. Dar ce vreau să-ți povestesc și să spun și telespectatorilor este că, pentru că experiența mi arată că pacienții nu știu. Chestiunea cu implanturile este o chestiune pe care trebuie să o privești complex, în sensul în care aceste șuruburi funcționează cu chei. Sunt niște truse cu ajutorul cărora se pot pune implanturile, iar la final sunt niște chei cu care se strâng șuruburile respective. Și în principiu ar trebui ca fiecare pacient să știe ce tip de implant are, pentru că nimeni nu știe. Absolut nimeni nu știe. Toată lumea spune... Deci dacă viața mea depinde de asta, sunt un om mort. Da, dar uite, hai să ne imaginăm un scenariu. Să ne imaginăm că tu vei pleca în Australia sau în Statele Unite sau în Anglia sau în China, etc., unde îți dorești tu. Și la un moment dat, într-o bună dimineață, te trezești că ți se mișcă un dinte. Sau eu am rămas cu el în mână, am mai mâncat o măslină. Asta nu e foarte grav, că dacă pică. Dar nu, că se mișcă. Și tu zici, ups, se mișcă implantul, ce mă fac Dumnezeule? Nu neapărat se mișcă implantul, se poate deșuruba. Și te duci la primul cabinet stomatologic pe care îl întâlnești și spui, vă rog, s-a întâmplat chestiunea asta. Și domnii respectiv te vor întreba, de acord, putem să strângem șurubul, dar ce implant aveți? Pentru că le va trebui o cheie cu care să rezolve această problemă. Și tu spui, I don't know. Chiar nu știu. Ok, pot face o radiografie, pot să estimeze, dar implanturile de renume sunt implanturile pe care le vei găsi oriunde în lume. Și ai un fel de cheie universală? Pentru nu, ai o cheie pentru implantul respectiv, dar tipurile de implanturi foarte bune și cunoscute peste tot în lume sunt foarte probabil a fi găsite oriunde la un cabinet stomatologic pe unde poți să ajungi. Pe de o parte, pe de altă parte, ideea cu implantul este să se osteointegreze și să rămână a la lung, fără să ai nevoie să umbli la implant. De aceea, ideal este să fie unul foarte bun. Apoi, mă întrebai ce se mai poate întâmpla. În condițiile în care igienizările sunt făcute odată la 6 luni și poate o radiografie odată pe an la implantul respectiv, eviți orice fel de complicație ce poate apărea la nivelul implanturilor și, în principiu, ce pot apărea sunt infecții care să erodeze osul în care stă respectivul șurub. Cam așa se întâmplă lucrurile. Îți mulțumesc foarte mult, Raluca, pentru ce ne-ai împărtășit despre ce facem când rămânem fără un dinte sau când se mișcă, se întâmplă diverse lucruri. Te mai așteptăm în curând și pe alte teme legate de informații utile în stomatologie și în a avea o dantură cât mai sănătoasă și estetică. Mulțumesc, cu drag. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Ne întoarcem după o scurtă pauză publicitară.